Consilierii PNL și PDL au purtat în timpul ședinței Consiliului Județean Gorj tricouri cu mesaje împotriva ordonanței de urgență care legalizează traseismul primarilor, principalii aducători de voturi în comunitățile pe care le administrează. Rușine PSD, primarii și consilierii se aleg, nu se cumpără, a fost mesajul afișat de cei 13 aleși ai opoziției. Este modalitatea noastră de protest la o ordonanță care pare a induce idealuri nobile, dar de fapt vizează interese meschine. Ar trebui să ne fie rușine, pentru că Europa iar se uită la noi cu mirare și nu știe ce se întâmplă în țara asta. Ne întoarcem înainte de 89, în care în primă fază toți aleșii locali trebuie să treacă la PSD, după care probabil partidele vor fi scoase în afara legii, pentru că, slavă Domnului, numai atunci va fi Ponta sigur că va câștiga prezidențiale, când va rămâne singur, nu? Ca Nicolae Ceaușescu. Această ordonanță, coroborată cu ordonanța 45/2014, care legiferează turismul electoral prin votul pe baza declarației pe proprie răspundere, sunt grave abateri într-un an electoral, cu mai puțin de 6 luni înainte de alegeri, sunt grave abateri de la legislație și în special de la democrație. România trebuie să fie un stat modern democratic, iar acest pas nu este nici de cum o evoluție, ci considerăm că este o involuție. Consilierii din arcul aflat la putere au evitat pe întreaga durată a ședinței să privească în față, unde se aflau colegii lor cu mesajele la vedere. Aleșii PSD au găsit și explicații pentru protestul opoziției, unele mai logice, altele mai puțin inteligibile. Eu... Atitudinea dânșilor, ce se poate scoate în evidență, o stare pe care, de fapt, la vremea respectivă, noi o știm că a fost și mai rușinoasă. Acum arată neputință. PSD-ul nu are niciodată de ce să-i fie rușine. PSD-ul a făcut decât lucruri bune, a ajutat oamenii, a făcut lucruri foarte bune pentru oameni și inclusiv pentru ei. PSD-ul a făcut foarte mult pentru acești oameni, pentru aceste exemplare, care, acolo de la PSD în sus, rușine, da, să le fie lor rușine. În județul Gorj, 4 primari au declarat deja că vor pleca din opoziție spre PSD, cu ajutorul prevederilor ordonanței de urgență aprobată ieri.